acesteia, domnul general locotenent în rezervă Nicolae Băgnăreanu. Comunicatul este adresat tuturor președinților de filială din țară. Domnilor președinți, a venit timpul să ne manifestăm și să ne spunem doleanțele. Pe data de 5 martie, adică azi, în intervalul orar 9:30-12:30, în București și în toate municipiile reședință de județ, vor fi pichetate itinerant sediile partidelor din coaliția la guvernare PSD și ALDE, precum și prefectura, cu un număr redus de membri și vor fi înmânate pe cât posibil titularilor o notă de protest și o notă de revendicări pe care vi le punem la dispoziție. Atât nota de protest, cât și nota de revendicări vor fi adresate atât președinților celor două partide, respectiv ministrului de interne, cât și președinților organizațiilor județene, respectiv prefectul. Acțiunea trebuie notificată la primărie cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare pentru legalitate, conform modelului anexat. Fac o paranteză. Nu am notificat-o la primărie, deoarece am ajuns la concluzia că nu este necesar și frumos să pichetăm. Cu consimțământul domnului prefect, am ajuns la concluzia că mai benefică pentru noi, cât și pentru municipiu, este această întâlnire în această mică ședință din incinta prefecturii. Deoarece acțiunea este organizată la nivel forum, puteți fi solicitat și de alte structuri asociative pentru participare, situație în care trebuie să fiți flexibili și să vă asumați răspunderea privind desfășurarea acțiunii în perfectă ordine. Ținuta membrilor Asociației Naționale va fi civilă, repuzita decentă după posibilități. După încheierea acțiunii din data de astăzi, fiecare președinte va comunica pe e-mail, pe scurt, modul de desfășurare. Să ne urăm succes și Doamne ajută! Semnează președintele Asociației, generalul locotenent în rezervă, Nicolae Băgnăreanu. Noi vă urăm și noi succes!